A trecut ceva timp de când n-am mai vorbit, am așteptat special să treacă niște meciuri, pentru că nu era relevant să vorbesc imediat. Am comentat ce am avut de comentat după primele meciuri și apoi am așteptat puțin să se intre în subiectul Giulești, mai ales că fusese și pauza generată de marile meciuri echipei naționale. Și acum Șumudica a ajuns la 5 meciuri pe banca Rapidului, dar nu este vorba că vreau să discut despre Șumudica în primul rând, ci în general ce s-a întâmplat în aceste 3 săptămâni, de când lucrurile ar fi trebuit să se sedimenteze puțin. Din punctul meu de vedere, Rapid a rămas într-o gaură, într-o criză de rezultate evidentă, mai ales că două partide au fost pe Giulești, una în deplasare și bilanțul este de 4 puncte, așadar foarte modest. Pentru că vorbim de 3 adversari în aceeași notă modești, cel puțin din punct de vedere al modul în care s-au jucat meciurile. Pentru că când ai două pe Giulești cu Cluj și cu Oțelul și unul la Slobozia, nu poți să spui că nu ai avut adversari modești. Chiar dacă o să spună unii că Cluj și Oțelul Galați sunt pe primele două locuri. Este adevărat, dar sunt pe primele două locuri din cauze despre care am mai vorbit. Bun, să le luăm pe rând. Ce s-a întâmplat la primul meci? Rapid a pierdut cu 2-0 cu Cluj, fără drept de apel. Cluj a meritat victoria fără discuție, a fost o victorie categorică, nu poate nimeni să spună altceva aici și nimeni chiar nu are cum pretinde că Rapidul ar fi meritat ceva. Nu, nu a meritat nimic, Cluj a jucat mai bine. Dacă eu consider Cluj o echipă modestă cu jucători, practic, care în alte părți n-au avut loc, cum am spus că este Iulian Cristea și cum am spus înainte de meci, cum așteptam o victorie, tocmai pentru că Cluj nu este un adversar în mod normal care să fie să vină atât de lejer pe Giulești. Iată că Cluj a băglegat 2 ani la rând victorie în Giulești. Și asta spune multe. A jucat bine, a câștigat, a jucat solid și Rapid s-a văzut învinsă, cred că cel mai clar în acest sezon. Bine, a pierdut doar 2 meciuri, nu e ceva deosebit, dar acele 2 meciuri sunt adunate la salba nefericită de egaluri și la faptul că este că n-a reușit să câștige pe Giulești. Cluj nu a avut nicio problemă. Revenirea lui Șumudică ca angajat al Rapidului, să spun așa, în Giulești a fost una foarte slabă, foarte ștearsă, neapărat să zic slabă. Nu vreau să dau vina pe Șumudică, acum evident eu mi-am expus părerea despre venirea lui Șumudică dinainte. Acum a venit, nu avem decât să-l susținem, pentru că până la urmă oricine ar fi venit probabil că avea aceleași rezultate maxim. Pe urmă s-a câștigat la Slobozia, a dat din ora și 8 goluri, le victorii de data asta pe ambele. Un meci pe care l-am ascultat după aia pe Șumudică vorbind după meci și l-a elogiat rezultatul. Acum, firește, orice victorie în deplasare e importantă, orice victorie contează. Și Șumudică avea în momentul ăla 2 victorii, ambele în deplasare, un egal și o înfrângere. Na, bilanț ok, având în vedere după cum a început rapid campionatul și după cum avea moștinerea lăsată din sezonul precedent. Dar să marșezi atât pe victorie cu Slobozia, o echipă care practic este de umplutură în fotbal românesc, că ne place sau nu, să recunoaștem, cum au fost și voluntari, Chiajna, Otopeni și toate echipele astea din ultimele 2 decenii care au venit în fotbal românesc, au urcat și au coborât, chiar și Unirea Urzicen, deci a fost campioană, echipe care fără tradiție, fără impact, fără nimic, nu mi se pare neapărat relevant pentru Rapid. Dacă bătea Rapid acolo cu 6-0, ok, hai să zicem că atunci puteai să-l auzi, dar așa a fost o victorie cu 2-1, un scor logic, mai ales că a fost plin de rapidiști în tribune, deci n-ar trebui să faci mai mare decât este. Pentru că până la urmă, așa e, dacă vrem să fim corecți. Dacă nu vrem să fim corecți, o dăm că e victorie mare și după aia ne mutăm la meci cu Oțel. Care, surprinzător sau nu, s-a terminat cu exact același scor ca și în 2010, când a venit Șumudică. Prima dată ca antrenor în Giulești, 0-0. Din păcate, la finalul acelui sezon, Oțelul a devenit campion cu Dorinel. Și acum este singura echipă neînvinsă din campionat pe locul 2, tot cu Dorinel. Și a făcut-o 0-0. După un meci mizerabil de ambele părți,
dacă o Cluj măcar a avut o prestație solidă și a arătat un pic de fotbal față de Rapid, totuși venim pe Giulești. Oțelul este o echipă de județ, efectiv, e șocant cum o echipă de genul ăla poate să se târie prin Liga 1. Pentru că vă ce aminte și anul trecut a început fără înfrângere mult timp, bine, multe egaluri, cam tot aia înseamnă. După mine, când ai pretenții la ceva, multe egaluri înseamnă tot înfrângere sau măcar o parte dintre ele. Oțelul este o echipă, na, v-am mai zis, Dorinel, îl vedeți cum se comportă, cum arată, cine este, adică nu trebuie să ne surprindă. Dar este deranjant că Rapid n-a putut în meciul ăla să combată, efectiv. Nu a putut veni pe Giulești. Adică Oțelul e o echipă limitată. Că stă cu... Nu contează cum se apără, nu contează ce face, trebuie să-i bați. Adică dacă era atât de informat la Slobozia, băteai și pe Oțelul și oricum. Începeai să legi o serie și pus că era timpul să obții prima victorie pe Giulești. S-au strâns 11 etape și Rapid, cred că din 6 meciuri. S-a nu știu câte n-a câștigat nimic pe Giulești. Dacă nu câștigi în 6 meciuri pe Giulești, nu poți să vorbești în meciul mari cu Slobozia sau cu Iași sau cum știu, nu contează. Decât v-am zis, dacă le băteai cu 6-0, cu 5-0, dacă făceai un scor din ăsta, dacă aveai posesie de 68% și le dădeai 6 goluri, ok. Atacanții Rapidului sunt catastrofali. Din păcate, Burmaz nu mai joacă nimic. Hasani și Jambor sunt niște glume. Asta e, așa arată. Sunt atacați de care Rapid în mod cert trebuie să scape la iarnă, pentru că Jambor ăla e... sau Jambor, sau cum îl cheamă, este de nivelul lui Blažek. Ne place să nu se recunoaștem. Roma, dar celălalt slovac, mă rog, raportul numai cu la Jambor este util, pare mai bun, dar Jambor eu nu cred că, pentru că este deja adus de ceva timp și n-a contribuit în niciun fel la fazele ofensive ale Rapidului, că una este să ai ocazii și alta este să fii șters din joc. Burmaz la început arăta multe calități pentru că le are, dar acum Urbanț mai mult se plimbă pe teren și na, are același sindrom ca Rahmani. Din punctul meu de vedere, măcar Rahmani a dus niște goluri și era mai bine, era mai bun, mai talentat, dar are și Burmaz niște calități, dar din păcate acum totul este din ce în ce mai slab. Și cam acolo ne îndreptăm atenția momentan. Cu dezamăgire, era primul oare atacant. Adică Rahmani, bineînțeles, și Rahmani dacă rămânea, așa cum am spus, probabil că ajungea să fie plafonat și el, pentru că așa sunt în general fotbaliștii din zona asta Europei, aparent se cred mai mari decât sunt. În fine, nu mai Rahmani, nu mai vorbesc de Rahmani, Burmaz este o mare dezamăgire, iar Hasani și Jambor pur și simplu nu pot. Cel puțin asta e impresia acum. Am ca să poată să arate că pot, trebuie să dea niște goluri, că așa să dai un gol la 7-8 meciuri. Nu e atacant, adică mai bine joci cu Cristi Gheorghe ăla, sau cum îl cheamă, l-am împrumutat la Mioveni sau la Argeș sau unde a fost dat. Că, la fel, aceleași cifre poate le avea și băiatul ăla. Așa să mai zic de noile achiziții. Christensen, norvegianul, pare un jucător ok, nu pare foarte... cu capacitate foarte mare de efort momentan, dar pare un... fotbalist promițător, oricum mult peste ce avea Rapid în zona aia terenului. Ce a avut în ultimii ani. Să sperăm că o să confirme. Nu este spectaculos, nu este ieșit din comun, dar pare ceva destul de calitate pentru Liga 1 și ceva care, un jucător care se poate adapta și poate să aibă niște rezultate în Giulești. Mă bucur că mai văd și pe Kate și Emers că încearcă să revină, dar nu cred că mai sunt nici soluții pentru Rapid. Nu cred că și-au atins potențialul și nimeni o să crească. Kate acum 2 ani era foarte bun, acum din păcate îl văd destul de șters. Bineînțeles, e minunat că a scăpat de Wilde și de ce mai era pe acolo, dar nu cred nici cu Kate și Emers, de exemplu, zona mijlocului, că se vor face foarte multe rezultate. Da, ce să mai zic, de grame nu vreau să comentez, eu sunt reticent, am devenit reticent după ce am văzut Ioane și ăla. Și Borza, care au fost aduși de la Hagi și rezultatele sunt cele pe care le vedeți. Adică, na, fotbalii scumpi care nu reușesc să confirme. Să confirme prin consistența jocului, nu că dau o pasă bună cum a dat Borza, să spunem acum că lăudau comentatorii că a dat o pasă bună. Dacă dai o pasă bună la 4 meci, asta nu înseamnă că ai valoare. Valoarea e când dai 4 pase bune pe meci. Că una poate se duce în gol sau două chiar. Atunci, ok, dar altfel, nu coști un milion, coști, sună ciudată. Nu trebuie să dea cineva 1 milion de euro pe tine și să dai o pasă bună la 4, 5, 6 meciuri, pentru că atunci
înseamnă că nu există așteptări. Deci ce să comentez? Mă ora pașcăm tot mai mult și sunt uimit. Mie mi se pare slab, mi se pare mereu depășit de faze, mi se pare lent, se pare că... Acum nici nu știu dacă chiar a jucat la Ponferradina, că nici nu știu dacă există echipa aia. Nu știu, pare uneori că a venit de la muncă din Spania, făcea altceva și... Asta e impresia pe care mie mi-o dă. Adică nu mi se pare cu nimic peste Ignat, care Ignat e un puști și care Ignat a jucat la mult nivel ligilor inferioare. Pașcăr mi se pare un fotbalist supraevaluat și cred că... Adică nu e mai bun decât Iacob în niciun caz, sub nicio formă. Iacob măcar mai avea un pic de efervescență în el, un pic de zvâc, mai făcea câte, mai lua câte o minge și bătea de capul lui o lovitură liberă, chiar dacă nu-mi convenea. Adică era mai bine pe spiritul Giuleștiului. Și nu aveam o părere extraordinară despre Iacob, dar el se integrase. Și acum Pașcar nu știu dacă o să se integreze, dar mie mi se pare slab. E un fotbalist pe care, de care treci ușor. E depășit cu ușurință, ajunge târziu la minge, nu se plasează bine, deci efectiv cum mă așteptam, pentru că nu vii din a doua ligă în Spania la Rapid dacă e mai bun acolo, dacă e mai bine acolo, că n-ai de ce. Vii la Rapid pentru că pentru tine este una uriașă să ai altă în carieră. Și eu nu zic că Liga a doua din Spania e mai bună decât România, vorbesc de cluburi, pentru că dacă ai jucat la Liga a doua din Spania, la Real Madrid sau în Barcelona B, sau nu știu la ce echipe mai sunt pe acolo mai cunoscute, nu cred că veneam la Rapid. Mai să fim serioși. Așa la Ponferradina, dacă chiar există această echipă, evident că glumesc acum pentru cei care nu înțeleg o metaforă hiperbolică sau hiperbolă metaforică, depinde cum vreți să o luați, dar ăsta este senzația pe care ne-o dă. Pentru că n-a contribuit cu nimic Pașcan de când a venit, că a dat un gol. Asta gol poate să-ți dea oricine, adică nu e. Și de Ian Sage s-a dat la echipa națională care are 5 goluri. Bun, dar a jucat 70 de meciuri sau cât a jucat. Chiar dacă el acum joacă la, nici la Liga 5 nu joacă în Scoția, da? El vine la Național și așa, oricare dintre noi, dacă ar intra de 60 de ori pe teren la echipa națională și ar juca jumătate adversarul, ar da până la urmă câteva goluri, adică nu contează asta. Revenim la jucătorii noștri, din păcate, nu știu, ce singurile cu care mă bucur, uite, Ignat că revine, a revenit titular, sper să primească mai multe șanse, poate pare un clișeu, dar prefer să văd jucătorii ăștia tineri, că sunt forțați. Eu n-am înțeles de ce a plecat Bădescu, îmi pare rău și de El Shaoui. Na, de Gramini revenind, că n-am terminat ideea, nu este un fotbalist care să spun momentan cum a dezamăgit, dar evident că nu a avut niciun parcurs până acum care să dea speranțe. Nu cred că va conta foarte mult, dar hai să avem răbdare cu el, pentru că până la urmă așa e frumos. Nu am văzut cu bun sosirea lui, dar acum că tot a venit să așteptăm. Cei doi atacanți care au venit, trebuie să așteptăm să le comentăm evoluțiile, pentru că nu a fost cazul până acum. Să vedem dacă pot Nji și ceilalți gabonezul să-i vedem în acțiune. Au unde să joace, pentru că v-am zis Burmaz, Iambor și Hassan ăștia care sunt acolo ofensivi, n-ai ce să faci cu ei momentan, adică nu ai ce să faci cu ei în ideea în care să te bazi la podium, că eu v-am zis pentru mine și mă zic că singura lui performanță poate să fie să-și depășească rezultatul de acum 13 ani, da? Pentru că dacă nu-și depășește, hai 14 ani, dacă nu-și depășește rezultatul de acum 13-14 ani, când a terminat pe locul 4, mă rog, a lăsat echipa, cum a lăsat doar în fine, să zicem că și contribuția lui a fost acasă 29 de etape, nu este un succes. Așadar, pentru podium să ai jucătorii ăștia în atac nu te ajută la absolut nimic. Poate să fie acolo pe la... să te întâlnie, că e antrenat Rednic, așa, că mi-am adus aminte de Rednic, dar revin, că e antrenat Rednic sau așa, poate mergea. Dar acum așa merge și Mikoski, că asta voiam să zic. Mikoski nu știu ce caută la Rapid, pare un turist, nu știu cine l-a adus, că a jucat bine la UTA, ok. Alt băiat care a venit de prin ligile inferioare din Italia, nu știe nimeni dacă a jucat acolo sau nu. Adică, la fel este o metaforă, cine vrea să înțeleagă bine, cine nu. Nu, e un fotbalist care la iarnă trebuie să plece, e clar. Pentru că nu aduce absolut nimic. Nu ridică mingea de la firul ierbii, a dat o centrare, că l-am și văzut pe secundul ăla. Și mă zic acum, sau cine era, cum îi urla la el să trebuia să o ridice și să dea cu capul. Dar în fine, asta e. Că n-ai. Cu Mikoski, cu Hassani și cu Iambor, clar nu poți să faci nimic. Nu? Și nici cu Pașcan. Adică nu poți. Poți să termini pe un loc 6 călduți acolo în play-off, ca și anul trecut, dar dacă ăsta e obiectivul, atunci... Eu bag mâna în foc rapid, poate termina în play-off și dacă vin înapoi Bădescu, El Shaoui, Gheorghe,
joacă Ignat, toți ăștia, adică Rareș, Pop și așa mai departe, ăștia care l-au fost. Dar Rareș, Pop a confirmat că a dat 3 goluri până acum, a adus 2 victorii, a confirmat. Petrila, care este un fotbalist de-mi place, Brown, care încă merge cât de cât, Onea, pe care îl prefer în locul lui, și în locul lui Manea, și în locul lui Borza, că oricum niciunul nu e peste Onea și Onea l-ai deja de 3 ani sau de nu știu de cât timp la aia, adică nu trebuia să mai poți avea pe Onea și pe Brown, care nu sunt sub ăștia doi de au venit mai recent. Deci așa arată echipa, nu pot înțelege de ce, pentru că în teorie ăștia erau fotbaliști mai bine văzuți, probabil că sunt mult mai bine plătiți decât ce era înainte, dar sunt fotbaliști care nu fac nici poate un sfert din banii pe care iau. Nu vreau să mă gândesc că îți iau, dar nu e ceea ce trebuie. Trec în linie rapid după încă trei etape cu șumă, adică după un mini ciclu incipient complet, după aia să zicem că a fost pauza aia, arată deplorabil. Nu vreau să mă îndrept spre Șumudică, pentru că evident că nu este el de luat acum la șuturi și asta e, oricum cine venea nu făcea treaba mai bună. Dacă venea la începutul campionatului, mă tem că e cam acest rezultat le avea. Poate că știi că au meci prin Giulești sau ceva, dar cred că pierdea pe afară mai multe. Este o stare, de fapt, mie mi se pare că e o stare de beatitudine, tocmai ideea asta că totul merge ceas la club, cum a zis și Șumudică, că el a zis, el a tot lăudat clubul, că noi și vedem că merge. Bine, din punct de vedere logistic, arată că Rapidul este, nu știu, ar avea ceva calitate organizatorică. Și poate tocmai starea asta de beatitudine și de siguranță face pe fotbalii să-și bage picioarele. Altfel nu-mi explic, pentru că pe Giulești efectiv ar trebui să zburți. Nu ai nicio scuză să nu bați oțelul și ucluri sau măcar să nu mor cu ele de gât. Măcar pe una din ele nu poți să ai 0-0 și 0-2 cu astea două. Nu există așa ceva. Pentru că Vansul Cluj este un club care a fost preluat anul trecut de un om care nu mai antrenase de 10 ani. E adevărat că Ioan Ovidiu Sabon este ca prestanță și ca prezență Dorinel Muntean, dar nu contează, nu mai antrenase de 10 ani din niște motive și să le de acasă, practic, chiar dacă se uită la meciul, că toți ne uităm la meciul, nu asta e ideea. Și el a reușit să construiască acolo ceva interesant. Spune foarte multe despre fotbalul românesc. Deci în momentul ăsta Rapidul este dezamăgitoare. Și eu cred că conducerea pur și simplu trebuie să biciuiască jucătorii, adică să-i trateze cum merită, fiindcă nu mi se pare normal ca tu să intri pe teren și să n-ai rezultate. Atunci pentru ce ești plătit? Când vii la antrenament? Păi mergem la antrenament noi. Uite, mă duc eu să fac antrenamentele și le iau un sfert din banii lor și iese clubul mai bine. Și eventual și intru, că și să joc cu oțelul, poate oricine să joace. Și face galerie echipă, eu nu cred că poate să joace mai slab. Este inadmisibil să joci atât de prost. Adică nu văd cum niște fotbaliști, uite, unul ca Borza. Păi bă, unul ca Borza, care are 18 ani sau 19 ani cât are, ăla ar trebui să alege 15 km pe meci, ar trebui să dea 7 pase de gol. Ce e o problemă? Adică ești tânăr, se presupune că ești talentat, așa am crezut și eu aparent acum, nu prea știe în cel fotbal, și gata. A, cum să zică, că nu e bă, așa cum crezi tu fotbal, nu e așa ușor. Dar cum e? Ce e? Fotbalul operezi pe creier sau construiești chipuri care să pună în funcțiune macrocomputere sau ce. Eu, na. Este o meserie ca oricare alta, cum e și dacă faci covrigi sau dacă pui marfă pe raft. E același lucru, doar că sunt plătit, sunt niște salarii nejustificat de mari. Eu cred că conducerea ar trebui să facă, pur și simplu să-i constrângă pe, cumva pe jucători, nu știu dacă se poate acum, dar pe viitor eu cred că ar trebui mult mai mult bonusuri puse și mai mici salariile. Iar cine nu acceptă, este clar că se excluie din sine. Ar fi o problemă, într-adevăr, dar eu zic că ar fi o soluție pentru un Rapid sănătos. Aduci fotbaliști mai slabi sau mai setați, și eu puțin la prima vedere, mai slab la prima vedere, care fiind pe salarii mici cu bonusuri mari și la un moment dat poți să ai rezultate. Fiindcă așa, dacă le dai 15-20 de mii de euro salariu sau chiar 10 mii de euro și ei îți dau un gol la 4-5 meciuri sau pasă la 4-5 meciuri sau unul din două meciuri greșesc, alea nu se justifică, pentru că salariile totuși sunt uriași, pentru că ăștia care zic că salarii mici, mulți n-au după ce bea apă și le se par salarii mici, dar ei nu câștigă nici 10% din banii, de exemplu, sau 5% poate unii. Și atunci este revoltător să auzim astea pe fotbal. Nu, fotbalul
ar trebui să ne impresioneze cu nimeni, pentru că nu mai este impresionat. Eu vreau să nu să fac spectacol, să văd spectacol, de-aia am și zis de Papu că mi-a părut rău, pentru că Papu, cum dădea el pase în lateral, multe, cum zic unii, că era ok, dar măcar putea să, ăla era capabil să-ți dea o pasă la câteva meciuri sau de la el te aștepte la final. Acum de la cine te aștepți? Mai dă Kiel câte un șut în peruză? Ok, mai încearcă, dar nu poate. De la cine să ne așteptăm acum? Petrila, hoi să zicem că ăla mai poate să facă câte o rupere de ritm. Îți mai dă Borza o pasă la 5 meciuri care oricum se fructifică, că n-are cine să o fructifice, că Burma îți dă cu piciorul în gazon și asta e. Din păcate, Rapid doar arată rău și un modic o să aibă mult de muncă, probabil că la iarnă o să se facă niște schimbări, aștept pe ăștia doi băieți pe care i-a dus în atac. Poate ăia vor fi o soluție, deși la prima vedere n-a sunt un pic reșapați, profesional vorbind, poate o să vină în Giuleș cu sete de gol și o să dea, Doamne ajută, o grămadă de goluri, dar altfel, în ea nu cred că și un modic o să trebuiască să trag o linie cu conducerea serioasă și efectiv să scap de tot balastul care trage clubul jos. În rest, mai vedem. Am zis că nu mai aștept și meci cu Botoșan, că ăla posibil să-l câștigi, dar nu contează dacă bați la Botoșan, că bați la Botoșan și pe aici cine zine că nici nu știu și iar nu câștigi. Este fix același lucru. Deci, vedem. Momentan tot e cum l-am prezentat eu. Rapidul arată rău, Coțelul arată catastrofal. Slobozia arăta mai bine, dar Slobozia nu este o echipă relevantă. Nici Oțelul și Ucluș nu sunt, mai ales că au venit pe Giulești, dar măcar ele sunt pe primele două locuri și atunci ai niște indicatori de performanță, să folosesc un limbaj corporatist care îți permite să faci o analiză mai realistă și cam asta e. Nu știu voi ce părere aveți, aștept comentariile voastre și mai vorbim.